ei Bogdan Hrișcu cântă la chitară. Zavrai dânga, zavrai dânga, zavrai dânga, dânga, da, așa cazul cu... Da, salutare gașcă și bine vă regăsesc la un nou video. Astăzi am venit la tunel. Deja o să înceapă să întunece afară, încă mai este lumină, dar în tunel aici este beznă. Astăzi vreau să fac ceva mai diferit, să explodăm chitara, facem teste cu petarde, chitară versus petarde. Așa că dacă vă place, nu uitați să dați și voi un mare like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Avem câteva petarde aici, dum bum mai mare, dum bum mai mic, FS3-uri, corsar cu un foc, corsar cu trei focuri și mini corsar. O să încercăm de fiecare câte o petardă. Să începem cu un corsar mini de început, asta nu știu dacă o să facă mari ravagii, dar o să vedem acum. Avem chitara aici. Stați numai un pic să vă arăt la lumină, că aici e cam întuneric. Deci să vedeți că este chitară, ca să nu ziceți că e clickbait sau ceva. Vrei să cântăm aia? Da. Dacă-i bag o țucahara, o măcăretă. Bogdan Hrișcu cântă la chitară. Zavrai dânga, zavrai dânga, zavrai dânga, dânga, da, așa cazul cu... Da, hai să trecem la treabă, sperăm să... Dăm bice. Avem chitară aici, o să dăm foc la petardă și stai să dau un pic asta. Prinde și tu asta că mă încurc mai tare. Așa, avem aici, unde-i bricheta? Aici. Să vedem ce-i face, dacă îi face ceva bine sau nu. Bă, cum se aude? Ai auzit? Chitara n-a pățit nimic? S-au auzit corzile? O să dăm un corsar cu trei focuri. Așa, hai să vedem ce va face. Sunt sigur că o va dezmembra foarte puțin, de fapt, o va crăpa, poate. Ce rezistent e, mă? Mă așteptam să... Da, hai să o dăm puțin mai aproape, că e cam întuneric și sper să se vadă. Și ce faci? Pune-o invers, uite, ca să se vadă ca lumea. Uite, pune-o așa. Pune-o așa, mă, așa. Bogdan mă învață aici, meserie. Trecem la petarda următoare, avem un corsar cu un foc, să vedem ce va putea face această petardă. Așa, băi, nebunie, am ajuns să-mi stric chitara. Bă, nu i-a făcut nimic. Hai să vezi cum la se trece o bubuie. Nu i-a făcut nimic, nu cred. Trecem la un dum bum mic. O luăm așa, de la mic la mare. Bă, nu cred, nu i-a făcut nimic până acum. Se ține bine chitara asta. Costă 2000 de euro. Dacă vreți, o las în descriere, o cumpărați. Dum bum. Dum bum e dat? Da. Și chitara s-a stricat, gata. Din păcate nu mai avem chitară. Trebuia să dau un FS3. Dai și un FS3 acum. Pune-o. Întoarce-o inga. FS3-ul peste ea. Băgăm un FS3 acum. Bă, sunt unele artificii care, petarde care are probleme cu fitilul ăsta.
Wow! Nu cred, uitați ce, ce fel s-a făcut. Nu știu dacă am prins-o așa de bine pentru că am alergat. La tine s-a prins ceva? Nu știu ce s-a prins. S-a făcut thunder chitara. Acum Bogdane ia și cântă la ea. Am prins-o cât de cât erai jumate în cadru. Cum arată aia? Vai. Acum. Dă să cânt acum, ia fii atent aici, show. La jumătate. Bă, dar încă are corzile în tine. A rămas corzile, gata. Ia cântă aia indiană. Ia do chipa. Ia do chipa, ciupa, ciups. Viața mea. Bă, mereu mi-am dorit să sparg așa o chitară, serios. Acum ți îndeplinești visele. O jumătate de chitară, poți să sparg? Sparge mai așa o leacă. Wow. Pui în titlu, Bogdan Cris, m-a luat o raznă. Nu faceți așa ceva acasă, nici nu aveți cum. Nu? Da. Să vă dea când sare în freză. Facem un TikTok mișto. Să sparg ochelari. Se vede ceva? Da. Da? Bă, stai că mă înțeleg în astea, în sârile astea, mai mă mărănesc decât să mă distrez. M-a durut pe mine plecarea ta din îmi viața pare rău de chitara ta. Gata, da. Plâng. Nu mai am chitară. Vai de mine. S-a dus. Astea-s lemne de foc acum, bune, știi? Da. Gata. Hai să facem un foc de tabără aici. Mamă. Facem chiar că facem un foc de tabără? Da, mă, merge, facem un foc de tabără, frumos. Facem așa, mai dăm. Noi ne mai jucăm până atunci. Dăm un corsar cu un foc. Ia, încă una. Am dat-o aici la... Bă, dar s-a stins, din păcate, aia. N-a luat foc. Dăm cu trei focuri. Corsar cu trei focuri. Nu a venit despre mine, man! Bă, să nu vă speriați de glasul meu. Știu că țip ca o fată. Dar sunetul ăsta este foarte puternic și te sperie. Ah, wow. Mai avem și aici muniție. Avem și Bogdan Hristu întreg. Pregătim de următorul video. Noi vrem să mergem mai departe, să mergem spre tunel așa, să vedem ce se întâmplă. Poate găsim și noi fantome, baubauri de astea. Dar așa că dacă vă place, nu uitați și voi să băgați un mare like. Bă, gașca, așa de sfârșit v-am pregătit încă ceva, să vă mai dau o banană și o să vă las cu video aici. Noi o să ne continuăm activitățile. Dacă vă place, nu uitați de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Așa că o să dau drumul la banană. Facem un felul următor, băgăm aici ca să nu ne accidentăm și dăm foc. Gașcă, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut încă, să ajungem și noi măcar la 10.000 până de Crăciun. L-avem aici pe Bogdan Hristu, să vă abonați la el. Da, de fapt să vă abonați la amândoi. Amândoi avem nevoie de susținere, așa că nu uitați de like, de absolut tot ce vreți voi și ce vrem și noi. Așa că noi ne vedem data viitoare cu un alt video. Numai bine, pa, pa!